O să vă arăt cum fac eu mușdeiul de usturoi. Am picat aici usturoi, o căpățână. Pun două lingurițe de sare. Și acum începem mișcarea. Ce s-a întâmplat? La ce te uiți? Nu, fata mea se uită la mine ca la mașini străine, dar a venit să aducă ceva la gunoi. Da, asta este. Punem puțin ulei de floarea soarelui. Am mâncat și ea un corp de 2 kg. Glumesc. Un corp cu ciocolată. Uitați cum se face, precum icrele. Deci adăugați așa câte puțin. Și dacă se taie cumva între timp, puneți o picătură de apă, imediat leagă. Acum eu nu o să stau așa în permanență aici, ca să fac usturoiul. Sau hai să fac. Uitați! Uitați așa cum leagă frumos și se albește, se face fain. Ce s-a întâmplat, dragul mami? Se uită cum îl fac, dar ea nu mănâncă usturoi. Dar e ok. Deci asta este mușdeiul meu. După aceea pun puțin apă, îl bag la rece. Și pun puțin apă. Puneți cât ulei, puneți câte puțin, câte puțin, dar puneți cât ulei vreți. Stați puțin că are o parte neagră, cum am văzut-o. Ce-am chiuvetă, urât. Urât. A, și mai are una. E de la usturoi. Ce bine că am unghiile mai. Și că ăștia nu servesc cu unghiile. Ba da, servesc cum? Servesc extraordinar. Eu cred că multă lume îl face așa. Am pus să prăjești și cartofiorii. Asta este o mâncare de regim. Mușdei cu pui și cu cartofi prăjiți. Bo. Nu e o mâncare preferată a mea, pentru că la mine toate mâncărurile sunt preferate. Și asta puteți să mergeți cum e, până la infinit. Eu o să mai pun un pic de ulei. V-am zis, dacă vi se taie și vedeți că nu mai se înghite uleiul, puteți să puneți o picătură de apă. Și o să vă arăt la final. Puiul l-am răsucit odată. O să răsucesc în continuu până iese, pentru că nouă ne place fraged să ia. Să știți cum iese așa cum îl fac eu cu vin? Bă, extraordinar de bun. Nemaipomenit. Iar mizerie, iar luăm cu unghia, trăiască unghiile. Brico a inventat astea, manicura postisă, cum ar veni. Da, uleiul să fie, să nu faceți cu ulei de măsline. Cu ulei de, floarea soarelui folosesc la mușdei și la prăjituri. Când fac și când e cazul că trebuie ulei. Restul, nu. Numai ulei de măsline. La maioneză folosesc. Ia uitați cum este. Cremos. Am mai văzut o mizerie pe aici, ce uibunea. Cu toate că mă fac ăștia chioară, pe unde apucă. Dar eu nu sunt chioară. Stați așa că continuăm. Am memoria plină. Da, acum unii în video nu e o problemă. Asta este ultima parte de ulei care pun. Dar uitați cum a crescut, precum micrele. Așa, și dați la manivelă, gospodinelor sau care vreți ca să învățați, mai are o negrală pe aici, am prins-o, bac și pasta, ceau ragații, și gata. Ne, gata, că uite, mai sunt pe aici. O să le ajung. Eu un usturoi mace. Ce înseamnă aici mace? Un usturoi bărbat. Aici e, cum e, femeie și bărbat. E gravă situația, se vede că bărbatul mai are și bube, câteodată. Uite aici. Mai ales dacă aveți mustafiri, nu pot să fie nimic de negru. Eu n-am mustafiri, dar nu le place la astea. Astea sunt scârboșei mei. Tot ce găsim pe aici,
în jumonie. Și cam așa arată mușdeiul meu. Vreau să vă arăt, usturoiul meu am pus apă, cum a ieșit. Eu o să mănânc numai după deasupra, pentru că dacă prind vreun zgrâmț de ăsta amiditel, mi-e, ba, rău. Așa că cam ăsta este mușdeiul meu de usturoi, vedeți și alt ce frumos. Așa că dacă îl faceți cum spun eu, cam așa o să iasă alt, frumos și gustos. Aici mi-a rămas două părți de usturoi. Am dat și mi-a scăpat. Mi-a sărit pe toate părțile. Când am dat cu aparatul, s-a adus dracu. Vă pup și sper să încercați. Ah, uite aici altă gălbuiază. Asta e. De la usturoi. Nu are nimic. Aspectul contează, dar gustul mai mult.